toată finala. Nu și-au vorbit pentru că s-a dat un material în care Constantina și-a adus aminte de jignirile pe care i le-a adus Raimund. Ce s-a întâmplat după finală și ce și-au mai reproșat unul altuia, veți vedea în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Dar nu crezi că ești o mare nesimțită, eu te întreb. Deci în momentul ăsta nu ai ce să discuți cu mine. Eu vreau. Dar eu nu vreau să discut cu tine. Eu vreau să discut cu tine și nu mi întorc spatele. Ai înțeles? Nu sunt gunoiul tău. Nu ești gunoiul meu, dar nu vorbesc cu mine. Ai înțeles? Deci nu sunt gunoiul tău. Nu-ți bagi joc de mine. Șapte nu stau ca un boschet de aici, am blestem toate zilele și tu-ți bați acum joc de mine. Ne-am înțeles? Știi tu ceva? E domn să știu că asta. Păi și dacă nu știi, de ce Raimu? De ce lași loc de interpretări? Hai că nu mai zic nimic, că văd că tu ai... Păi de ce lași loc de interpretări? Du-te la foștii tăi iubiți și la asta. Reacție și răspuns. La ce să arunci cu vorbe dacă tu nu știi nimic. Tu singur îmi faci rău. Fii calm, încearcă și să vă distrați și voi, să vă... Sper de acum să nu mai există materiale. Nu-i mai reproșa nimic și el e calm acum. Dacă el nu înțelege... Aveți 7 luni de când suntem aici. El se enervează, na, e băiat, e bărbat, e... Ce să-i dăm crezare? A fost un uită cu greci de aia obosniți, idioți. Să te bată, să le faci de mâncare, să-i speli, să-i calci, să le dai bani. Nu sunt așa. Nu e vorba de așa ceva. Dar ba da, văd că la tine asta e vorba de așa ceva. Că voi așa sunteți toate femeile, știi? La cratică. Te-a și lovit? Asta nu, Doamne ferește, n-aș accepta pentru nimic în lume așa ceva. Dar el, dacă atât a zis că să-i întreții, să le faci, să le gătești, am mai zis să mai adaugi ceva. Scade o credibilitate. Și ție lumea îți dă crezare că așa mi s-a întâmplat. Păi nu. Scazi în credibilitate. Păi nu, dar nu, Raimund, dar dai lanț, dai curs la alte discuții. Lucruri care nu sunt adevărate. Pentru pe mine mă deranjează să spună că eu am fost bătută. Acum așa o să zică lumea. Am fost bătută. Și dacă ar fi așa, să fi fost așa, care e problema? Pentru că e problema că eu n-aș accepta așa ceva. Dacă nu treci de trebuie moment... să dai seama că la nervi tu vă spui foarte multe. Dar nu mă interesează ce zic. Da, dar vorbele alea pe mine mă dor. Ar fi să mă invest tu că să ții cont. Că nu te jinesc, nu te de ce mai vreau și eu, ți-am spus. Eu țin, o să țin, da. Promit că țin cont de ce vrei tu, Raimund. Dar trebuie mult de tot să nu ne arunci cu astfel de vorbe. Până acum tu n-ai ținut cont de nimic din ce am vrut eu. Bun, ce ai vrut tu? Da, așa, în general. Tu ai fost nefericită că n-am ținut eu cont. De ce vrei tu? La cât de mult te deranja pe tine, gândește că și pe mine m-a deranjat. Dar nu e vorba de asta. Tu încerci să mă înțelegi pe mine? Am mai făcut în direct și n-am dar mai zis nimic. Dar tu încerci să mă înțelegi? Să înțeleg ce? Spune-mi ce să de ce m-a deranjat? Nu, eu nu pot să înțeleg. Încearcă și atunci când ești nervos să nu mai arunci cu astfel de vorbe. Încearcă să mă mai enervez și nu o să-ți mai arunc cu astfel de vorbe. Așa pot să zic și eu. Păi și tu când mă enervez pe mine, ce fac? Dar tu poți să mă arunci cu ce vorbe vrei. Și tu arunci cu vorbe, stai niște, n-arunc numai eu. Cu ce vorbe să arunci? Așa și tu. Ce ți-am zis eu vreodată? Dobitoc, hodorog. Mamă, îți dai seama. Și alea în spirit de glumă. Mai mult sau mai puțin? Ai, nu că mai mult sau mai puțin, știi foarte bine că în spirit de glumă. Vezi ce-o poți să găsesc, cum găsești tu? Ai, Raimund, că nu găsesc și nici nu caut. Întoarce-te. Lasă-mă. Și lasă-mă cu încăpățânarea asta, că te iau așa acum și te zgutii, așa te zgutii. Dacă mă mai enervezi. Treci două palme. Dar nu fac, nu înțelegi. Te bat, Raimund, să văd. Cât de schimbată ești și cum te comporți, tu nu îți dai seama. Zice, doamne, e așa, că nu mergi. Te zgut, nu sunt ca tine, eu măcar te ascult și mă uit la și te ascult. Nu sunt întorc spatele. Mireasă pentru fiul meu. Constantina și Raimund, ați avut o discuție după difuzarea acelui material. Voi n-ați vorbit toată finala și s-a văzut clar, Constantina, că erai supărată pe faptul că însuși iubitul tău e primul care, la orice mică ceartă, te lovește cu vorbele, te jignește. Aduce lucruri pe care poate tu le-ai povestit din trecutul tău. Dar de ce spuneți așa, doamna Mirela, că poate? Eu nu știu de unde interpretați. Dar eu n-am de unde să știu, Raimund, din moment ce tu afirmi, dacă tu glumești sau știi mai multe. Păi și nu aș mai vrea să spuneți că poate știu, dacă nu știți. Păi am zis poate, n-am zis că știi sigur. Ești cel care spune lucrurile astea. Eu spun ce vreau până la urmă. Păi și eu spun la fel ce vreau. Eu interpretez ce vreau. Pentru că tu, iubitul Constantinei, îi spui Constantinei că eu nu sunt grecul ăla care te bătea și pe care tu îl întrețineai. De unde știți dumneavoastră că ea mi-a povestit mie? Poate am auzit păi din n-am de unde să știu, dar te cred pe tine că ești iubitul ei și din moment ce afirmi astea, mă gândesc că nu le faci de nebun, nu? Sau? Păi de nebun le fac. A, păi atunci cine-i de vină? Păi... Tu de nebun sau noi că de buni ce suntem, luăm de bună ce zici tu? Eu de nebun. Și noi ce să facem? Să te luăm de nebun sau să te luăm de bun? Mă luați de nebun. Bine, hai că revenim după o scurtă pauză de publicitate.